Bravo lui, bravo lui că a făcut lucrul acesta, pentru că de ce nu s-o faci? Pentru că este un lucru, dacă toată ziua poți să-ți permiți un asemenea lux, păi nicio problemă, faci ce a făcut el. Ei, dragi prieteni, bine ați venit nou la acest canal. Chiar dacă am lipsit puțin, eu am revenit. Poți să fii prietenul nostru, poți să fii patronul nostru, de obicei zic patron. Dar poți să fii și patroana noastră, adică poți să fii șefa noastră din acest moment. Dacă tu te alături canalului, mai jos unde scrie abonează-te, te alături canalului nostru, poți să fii patroana noastră, șefa noastră din acest moment. Bineînțeles, dacă asta tu dorești, dacă nu dorești, nu e nicio problemă, pentru că suntem siguri că ai și alte lucruri de făcut decât să te uiți la acest canal, care poate de multe ori nu prinde bine la public. Dar azi vreau să vorbesc despre acest YouTuber, această persoană din Rusia care a făcut furou, a făcut lucruri pe care, nu știu dacă unii dintre voi ați face acest lucru. Toată lumea vorbește despre el și chiar și eu vreau să vorbesc, pentru că bravo lui, frate. Bravo lui pentru că a făcut un lucru extraordinar. Și ce a făcut? Păi această persoană în Rusia și-a luat o mașină de aproximativ 160.000 de euro, un Mercedes. L-a dus de câteva ori la service pentru că dădea unele erori, avea unele probleme, se oprea în mers și nu mai pornea. L-a dus la service de câteva ori la reprezentanța Mercedes din Rusia. Aceștia n-au găsit problema respectivă, iar a apărut acea eroare, acel lucru pe care acest YouTuber spune că mașina a dat unele erori, s-a oprit din nou, a dus-o la un atelier care nu este oficial, care nu era oficial de Mercedes, a dus la un atelier oarecare pe care el cunoștea și acea persoană a aflat care erau problemele acelei mașini, de ce se întâmplă, de ce se oprește mașina, bineînțeles. Dar acest băiat a zis, băi, dacă voi ăștia de la Mercedes, bă, nu rezolvați problema și sunteți, spune că sunteți specialiști, sunteți buni, sunteți, nu sunteți buni de nimic, bă, sunteți niște ratați, că ați rămas cu școala luată pe bani, cu diplomele luate pe bani, așa. Și acum el a zis, băi, dacă ei n-au găsit, îmi bat picioarele în mașină, îmi bat picioarele în mașină. Și câteodată și, cred că și tu ai zis că, bă, să opri mașina, bă, îi dau foc dacă nu mai merge pe cuvântul meu. Normal, te lasă când ți-e lumea mai dragă. Și eu am pățit, m-a lăsat când mi-a fost lumea mai dragă. Veneam dintr-o vacanță și m-a lăsat pe drum. La mașina mea a fost problema senzorul de motorină, că s-a stricat și a fost undeva 300 de euro doar un senzor de motorină, care este așa. Am dus-o și eu, mașina mea, am dus-o la atelier oficial. Mi-a luat 200 de euro doar ca să se uite la ea. Mi-au spus că sunt injectoarele, mi-au spus că sunt nu știu ce, nu știu cum, mi-au umplut capul acolo și pe urmă am dus-o la un atelier, la o mecanic pe care eu o duceam mereu, și în câteva minute mi-a spus, este senzorul de motorină, te costă 300 de euro pentru că este original, nu putem să spunem altul, este prețul acesta. Și uite așa, am plătit vreo 500 de euro pe această întâmplare, care și mie mi-au venit să zic, bă, gata, îi dau foc la mașina asta, pentru că am dus-o la cei de la reprezentanță și nu știu să facă, bă, suntem niște gunoaie. Gunoaie, bineînțeles. Bun, revin la acest tânăr de pe YouTube din Rusia, care a făcut lucrul acesta. Chiar a dat foc mașina, a pus în practică și să vedeți și voi ce a făcut el. Uitați-vă și voi acum, uitați-vă și voi ce mașină frumoasă, ce mașină, un Mercedes foarte frumos, elegant. Acum el scoate din mașină acele bidoane, acele canistre sau cum se numesc, de benzină, și i-a dat foc. Oameni buni, a făcut-o scrum, a rămas din ea doar fierul ce nu s-a putut arde. Dar nu e nicio problemă, pentru că acest YouTuber a lăsat acest video în internet, în care mașina lui a ajuns scrum. Vă dați seama, a ajuns scrum. Scrum, da? A rămas, cred că cel mai bine. Să-ți arzi 160.000 de euro, să le dai foc, nu este așa, oarecum, nu? Adică, mai bine își lua un bumvău, că eu am vorbit cu cineva care le place mașinile. L-am întrebat, ce mașini îți plac ție? Și el mi-a spus, mie îmi plac mașinile acestea,
BMW, Mercedes, Audi. BMW, Mercedes, Audi. Bun, dacă îți plac BMW, Mercedes, Audi, celelalte mașini nu sunt bune pentru el. I-am explicat Opel, Citroen, Ford și așa mai departe. Nu, sunt bune decât doar acestea. Atunci, ce să faci? Nu ai ce face, asta este viața. Mergem mai departe, acest om și-a ars mașina, nu-i nicio problemă, băi, nu-i nicio problemă, da? Dar ăia de la Mercedes, să vă băgați în cap școala de mecanică și să rezolvați problemele. Și nu numai de la Mercedes, de la toate reprezentanțele de mașini, Audi, BMW, Volkswagen și așa mai departe. Bă, sunteți niște bătuți în cap, mă. Bun, mergem mai departe cu un alt lucru. Cum noi, oamenii deștepți, facem, să facem așa pe degete, facem rachete, mergem în spațiu, mergem pe Marte, mergem pe Lună, mergem pe nu știu ce, roboți. Și acum să vină cineva și să zică că în gâtul nostru așa s-a mai descoperit un organ care nu știa nimeni. Băi, oameni buni, cum l-a descoperit? Păi vă spun și eu. Știți că zice că problema venea de la prostată. Ăla o băgat ceva să vadă prostata și când o văzut prostata, o pasat cu degetul, până l-a durut în gât. Vă dați seama cum a apărut această nouă ipoteză în care noi avem alt organ. Exact cum tu, de exemplu, te-ai apăsat la deget și te doare măsaua de minte și zici, băi, n-am crezut că dacă m-a pus pe deget, mă doare măsaua de minte. Păi ceva de genul acesta, acești oameni de știință, medicali, din industria medicinei, a descoperit după atâția ani de zile încă un organ în gâtul nostru, pe care nu știa nimeni. Și poate de multe ori acel organ, cum am mai zis, făcea contact cu prostata și nu știam de ce ne doare în gât când apăsa pe prostată. Și de aia ne durea gâtul. Și aparte de asta, deci vă dați seama, am citit o știre acum nu de mult, tare faină. De obicei știrile adevărate nu prea prind la public, dar astea mai false cred că prind. Zice că nu știu ce organizație prin America, pe acolo, prin Statele Unite ale Americii, nu mai știu exact cum se numește, spunea că Donald Trump este trimisul lui Dumnezeu pe pământ să pună capăt pedofililor și altor lucruri rele. Băi, oameni buni, așa ceva nu am mai văzut de când eu m-am născut până acum. Unde poate să ajungă oamenii cu aceste idei zdravene și idei prostești? Bă, să știți că e bine, mă, încă e bine. Să ne ferim de mai rău, să zicem, Doamne ferește, e mai rău să vină, dar oricum o să vină, pentru că oamenii sunt așa, acum avem coronavirus, nu știu ce, ăia spuneau că coronavirus este inventată, bă, lasă bă pe coronavirus, că e inventată, nu e inventată, nu știu ce, trebuie să ne obișnim cu el, să trăim cu el, pentru că va face parte din viața noastră de zi cu zi, mai punem o mască, mai o luăm jos, o mai dăm și la alții, dacă nu are, ce să faci, asta e viața noastră, pentru că am văzut oameni care șard mașini de 160.000 de euro aproximativ. Am văzut că din prostată apeși prostata și te doare în gât. Am văzut și lucrul ăsta că s-a descoperit un nou organ. Deci noi facem explorări pe alte planete, dar nu am explorat corpul nostru. Așa că oamenii ăștia care mai sunt așa să facă cercetări pe corpurile noastre, exact cum ai apăsat pe un deget și te doare măsaua de minte. Deci, băi, fii atent ce chestie, m-am apăsat pe deget și m-a durat în măseaua de minte. Și știrile astea mai false prin la public. Da? Aia de când e lumea, să știi. Adică e unul așa mai negru, mai urât, mai nu știu cum, ce să vă zic, așa, nu prind bă la public, adică nu prind pe nimeni, mă, adică nu prind. Păi suntem 2600, cred că 50 de persoane, din care majoritatea nu pot să acceseze internetul pentru că au probleme cu infectarea calculatorului cu COVID, cu virus, cu corona. Eu de obicei zic că corona e bună, mă, corona, e foarte bună, că e de băut. Noi se numește COVID-19, ăsta nu-i bun. Dar corona
nu vă feriți de ea, pentru că o găsiți în magazine, în sticle, ceva de genul acesta. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult până acum că v-ați uitat la mine. Vă mulțumesc că sunteți o echipă mai săracă, mai cum vreți voi să-i ziceți. Și vă mulțumesc foarte mult pentru abonare, pentru susținere. Așa că până pe data viitoare, stai liniștit, stai în fața ecranului, abonează-te, pentru că eu nu știu când o să urc. Înainte am făcut mai multe în fiecare săptămână, câte una, două videouri. Azi îl voi face în viitor. Așa că tu abonează-te pentru a fi la curent. Dacă nu-ți place de mine, băi, o să vine ziua când o să vedeți. O să mă vedeți, adică, deci, ziua a sosit, asta, o să mă vedeți așa cum sunt eu, așa cum sunt eu, așa, nu uita, să fii aici, 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 aici.